Albinele și bondarii la judecătorie. Albinele și bondarii se certau pentru că nu se puteau înțelege ai cui erau fagurii de miere din stup. Albinele susțineau că ele au muncit să-i facă. Ai noștri sunt fagurii, susțineau bondarii. Mierea noastră este dulce, chiar și oamenilor le place. Noi nu dăm nimănui nimic, răspunseră bondarii, pentru că nu puteau cădea la înțelegere, ajunseră la judecătorie. Viespea, judecătoarea, nu reușea nicicum să stabilească adevărul. Erau martori care spuneau că au văzut cum din stup zburau insecte galbe-negre, dar ăsta nu era un indiciu, pentru că și albinele și bondarii aveau aceste culori în aspectul lor. Viespea continuă cercetările, dar problema părea fără sfârșit. Într-un târziu, matca albinelor se sătură de gâlceavă. E timpul să oprim cearta, spuse ea poporului ei. Ne pierdem timpul în loc să muncim, iar mierea se strică în stup. Am o propunere. Să construim un stup nou fiecare, atât noi cât și bondarii. Cel care va face cel mai frumos stup și îl va termina cel mai repede, va fi învingătorul. Bineînțeles că bondarii nu au acceptat propunerea, pentru că ei nu știau să construiască stupi. Judecătoarea află astfel că mierea nu putea fi decât albinelor. Verdictul a fost să trăiești cinstit, să nu dăunezi altuia, să dai fiecăruia ceea ce îi se cuvine.